Uitați, are aici ghiozdănelul, o bluzică, cărți, caiete, jocul lui de pauză, un cub Rubik, o nouă pasiune de-a lor. La liceul cu program sportiv din Suceava, elevii din clasele primare vor scăpa de povara ghiozdanului plin cu manuale, culegeri și caiete și le vor putea pune în noile dulapuri din sălile de clasă. La copiii mici, ghiozdanele erau destul de grele, ele și goale. Dar uite, cu cărți pe deasupra, cred că ajungeau la 4, 5, 6 kg. Am făcut odată un experiment, dar nu aveau aceeași greutate. Cam pe acolo, e greu pentru un copil, mai ales pentru copiii mici. Clasa 1, a 2, sunt micuți, sunt firavi. Cei mici au primit câte o cheie de la propriul dulap și își pot ține astfel lucrurile în siguranță. Bravo, uite, nu uite, ea are și mâncare, are și paharul de apă. În primul rând, copiii vor trebui să care în fiecare zi rechizitele în spate, se organizează altfel, au loc depozitare, se poate foarte, foarte bine. Câte kilograme avea ghiozdanul copilului dumneavoastră? 7 kg 200. De curiozitate chiar l-am cântărit, știu acum vreo 2 luni de zile. Într-adevăr, copiii au auxiliare, manuale, creioane. Școala a cumpărat 120 de dulapuri din banii primiți de la autoritățile locale. Întregul proiect a costat 40.000 de lei. Copiii din clasele primare vor veni la școală doar cu apă, doar cu un sandwich, iar toate manualele, toate fișele, toate lucrurile care le folosesc la școală vor fi ținute în aceste delăpere. Vrem și din toamnă să ducem acest proiect la clasele 5-8, respectiv 9-12. Mai multe școli ar putea fi dotate cu astfel de dulapuri noi prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De mai bine de o lună, autoritățile locale au depus documentele necesare pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar.